După o primă parte a meciului liniștită în care doar Teșeira a amenințat poarta lui Brănescu, albiroșii au deschis scorul în minutul 23, când Noiere a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri, obținută de Palici după un duel cu Seto. Cu două minute înainte de pauză, Vali Lazar a dublat avantajul câinilor după o pasă a lui Noiere și după ce a păcălit pasul la offside al apărării giurgiuvene. Jucătorii lui Andone au ieșit și mai motivați pe teren în repriza a doua și au avut șansa de a face 3-0 chiar în minutul 46, când, după o fază superbă, Rotariu a ratat incredibil din câțiva metri, trimițând în bară. În loc de 0-3, s-a făcut 1-2. Intrat pe teren la pauză, Daniel Niculae a obținut un penalty în minutul 48, în urma unui duel cu Mevlia, iar Boldin a executat impecabil și a redus din diferență. Boldin șutează la vincul! Execuție impecabilă! Gol Astra, 1-2! Dinamo a refăcut diferența de două goluri în minutul 70, Gnoiere reușind dubla, tot dintr-o lovitură de pedeapsă acordată în urma duelului dintre Oros și Palici. Atacantul francez al albiroșilor și-a completat hat-trick-ul în minutul 76, când a finalizat simplu din interiorul careului pasa primită de la noul intrat Hanca. Lui Palici, centrarea lui Hanca, Gnoiere, cât de liber, Gnoiere, gol! Dinamo! Hat-trick! Harlem! În momentul cel de-al patrulea gol al dinamoviștilor, Astra evolua în 10 oameni, Alexandru Stan primind direct cartonașul roșu în minutul 73, după o intrare foarte dură asupra lui Vali Lazar, care de altfel a și fost schimbat imediat. S-a terminat 4-1 în favoarea lui Dinamo, care s-a revanșat astfel pentru înfrângerile suferite în play-off-ul ediției trecute ale ligii în fața Astrei, scor 1-4 și 2-4.